Bună seara și bine am găsit din nou la King Show, dragii mei, și Alexandru, dumneavoastră sunteți cei mai tare telespectatori care pot exista pe planeta asta. Iar eu, bineînțeles, că am cei mai tare invitați care există pe Terra. Aplauze, văd că ei au cam dispărut, au cam apărut, dispărut. Adrian Ionescu, unde ești? Nu știu unde e Adrian Ionescu, aveam niște întrebări indiscrete pentru el. Și dacă tot nu e el aici, nu este, nu? Păi stați puțin, voi ce faceți aici? Suntem ca la grădiniță, nu se leg, fiecare face ce vrea. Păi nu sunt Dolănescu, el era regele muzicii populare românești, eu nu sunt rege cum e el. Adică sunt și eu regele de divertismentului a televiziunii, dar nu chiar ca el. Vino cu ce? Ali? De ce stai tu cu telefonul în mână? Ai primit mesaje de la fanii tăi? Da, am primit mesaje. Să te vază publicul pentru că arăți foarte bine. Mulțumesc. Ce mesaje citeai de acolo, de pe telefon? Citeam un mesaj pe Facebook. Înțeles. Tu ești într-o relație, ești logodită, căsătorită? Nu. Te vrea cineva? Nu. Încă nu. Eu nu pot să cred că o fată atât de frumoasă ca tine chiar nu e căutată de nimeni. Adică numai când mă uit la ghetele tale. Sunt tânără, am timp pentru toate. Apropo, vreau să spun că în regie ai instalat boala, să știi, boala dorinței. Adică toată lumea te place în regie la noi, să știi. Mă bucur. Au spus băieții că așa ochi, așa picioare, așa trup, rar mai vezi. Adică eu... că ce mănânci tu de arățat de bine, vorba aceea, ia spune-ne. De toate. Mănânci de toate, adică tu știi, dar tu știi să gătești? Eu am înțeles că tu mănânci de toate, dar nu. De gătit știi să... Nu-mi place deloc să gătesc. Da, este. Ce zodie ești tu? Scorpion. Oh, nu ești ca mine, în ce zi ești născută? Pe 1 noiembrie. Eu sunt în 1 noiembrie, tu se... mi-a căzut a doua oară, ăsta e semn rău, mi-a căzut coroana a doua oară. Ce că... tu ești în 5 noiembrie? Și Sanda Auzer, uite, e născută în 5 noiembrie, eu sunt născut în 22, tu ești născută în... Pe 1. Pe 1 noiembrie, adică cum a venit luna noiembrie, cum tu te-ai născut. Adică, ți-ai dat seama că ești talentată de la început sau ai fost, da, trei bairame într-o singură lună, vorba aceea, și cu toții vom bea apă, adică nouă ne place apa sfințită, orice ar fi, eu și Alex bem apă sfințită, nu? Alex, tu ești logodit? Nu prea, adică e singur și disponibil, singur și... nouă ne plac bărbații singuri și disponibili. Păi iubita mea o cheamă Dragoș. Aia este. Eu când, Robert, când mi-am dat seama că mie îmi plac femeile, am zis cum te cheamă? Eu am zis Alexandru, el a zis Dragoș. Ok, hai la mine acasă. Și așa a început, s-au văzut, s-au plăcut, vorba ceea ce rămâne de făcut. Adică și eu am devenit prezentator după ce mi-am dat seama cât de mult îmi place de prietena mea Dragoș. Aia e, când ai talent îți dai seama că locul tău este acolo unde te cheamă inima. Aplauze, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult. Ali, hai să salutăm pe fanii noștri din Argentina, Peru, Brazilia, Mexic, Cuba, Thailanda, Spania, Italia, Germania, Portugalia, Uruguay, Paraguay, Franța, Chile, Lima și... Republica Moldova! Nu mă, ci că ăia din Agdea nu sunt chiar așa bogați. Fii atentă că noi o ducem mai bine decât ei. Ci că ăia acolo în sectoarele 5 și 4 n-au căldură la ora asta. La noi e cald și bine, să știi. Mă, nu mă mai suna, te rog că nu-ți răspund. Știi că te iubesc, dar nu pot să-ți răspund la telefon în direct. Mă caută iubitul meu. Mă caută, mă sună disperare. Vrea să ne împăcăm. Eu l-am lăsat acum două luni. El vrea să ne împăcăm. Adică a văzut că eu arăt tot mai bine. Adică vorba aceea. Domnul Fulga, doamna Sanda Auzer, a zis că eu că m-am îngrășat 5 kg din vară până acum. Și iubitul meu zice că arăt din ce în ce mai bine. Lui îi place să fiu grăsut, să aibă pe ce să pună mâna, vorba aceea. Mi-a căzut coroana a patra oară. Hai să te pune să cânti și apoi eu o să-mi iau coroana de pe jos și o să fie totul ok. Hai să cânte Ali! We met you like in a movie, so mental.
mama Ali. Câți ani ai tu, Ali? Ia spune, vino. 21 de ani. 21 de ani, adică... A făcut ceva excepțional, că arată foarte bine. La 21 de ani, să știi că la noi în Oltenia toate fetele sunt măritate, adică... Păi sunt olteancă. Oulu, de unde vii? Dar uite că eu nu sunt măritată. Din Craiova. Păi stai puțin că trebuie să-ți găsim soț, neapărat trebuie să-ți găsim soț. Din Craiova, la fel ca domnul Stelian Fulga, e incredibil! Da. Eu nu cred așa ceva. Patronul televiziunii noastre, domnul Stelian Fulga, este din Craiova, adică cum se face? De-aia ești toată de frumoasă. Din Bistreț. Știi, nu? Îți place da, acolo. Da, știu zona. Normal că știi, toată lumea știe, măcar o dată pe an. Aia e, ai auzit ce a zis domnul Fulga, da? Am auzit, da. Să știi că tu vei fi invitată permanent la noi în emisiune, pentru că cei mai frumoși oameni sunt acolo în sudul țării. Adică nu știu ce fac ei, probabil că apa aia are proprietăți astea, chimico, energetico, biologico. Da, mor de fric, noroc că există lemne și există cărbune. Adică cu asta ne încălzim noi. Câte kilograme ai? 49. Pe bune? Da. Aplauze pentru cele 49 de kilograme ale lui Ali. Îți promis că vei veni la noi în emisiune și în edițiile următoare? Da, dacă o să am timp o să vin. Aoleu, păi de ce ești atât de ocupată încât nu se știe dacă vei veni sau nu? Mai am evenimente, sunt cu facultate, eu sunt la conservator, student în anul 3. La conservator? La conservator, anul 3. Și câți ani faci acolo? 3, acesta nu? Este ultimul an, ultimul. Am licență. Înseamnă că îți pregătești lucrarea de licență, nu? Da. Eu mă uit la tine așa și îmi dau seama că ești o fată de 7, adică nu fac griji că n-ai trece cu nota 10 la lucrarea de licență. Adică Doamne ajută! Vorba ce au trecut alții, datul. Îți mulțumesc foarte mult, și jos pălăria pentru tine. Să mai cânte, da? Mai cântă, normal că mai cântă. Te rog frumos să-i loc între timp și haide să vedem, te rog. Mă sună iubitul meu. Mă tot sună în disperare, adică mă sună de 10.000 de ori. Băi, ți-am spus că te iubesc, dar nu mai putem fi împreună. Vorba aceea, adică iubire e imposibilă. Eu te vreau, tu mă vrei, dar nu putem fi împreună, știi? Adică e o vorbă. O avem pe Selin Ozer. Dar înainte de a vorbi cu Selin Ozer, eu vreau să ridic anumite probleme. Vino cu acea Shakira de România, că a plecat Adrian Ionescu, a plecat. Trebuia să-l întreb ceva pe Adrian Ionescu, nu mai am cum să-l întreb pentru că el a plecat din platou. Hai să o salutăm pe Gherghina Ilie și să o salutăm și pe Bunii, care face cei mai tari cozonaci din România. Când vrei să faci un cozonac bine crescut, o sun pe Bunii și ea îți face cozonac din nimic. Așa, și sora Veronica din Vâlcea face cozonac, uite așa crește, nu? Prăjituri. Prăjituri. Acum mai spune și săptămâna viitoare e gata cozonacul, da? Da, trebuie să cânte, mă sună iubitul meu, firea să fie, deci ăsta mă sună în cont. N-am ce să fac, ce să fac, păi am dat pe vibrații, dar nu merge. Ăsta este sunetul iubirii, adică sentimentele sunt mai puternice decât rațiunea, adică nu vine să cred. Glumesc. Shakira, mai vreau să salutăm pe cineva. Corul Liliput, vină cu ace, Ilona. Tu ai făcut parte din corul Liliput, ia ține microfonul ca și cum ai fi asistenta mea. Ce înseamnă corul ăsta Liliput? Explică-mi că văd că oamenii vor să știe neapărat. Corul Liliput este... Un cor. Un cor care unde se cântă. Cine a făcut corul ăsta? Doamna Maria Ine. Ok, și tenorul George Dragomir, ce legătură are cu acest cor? Era profesor. Era profesor acolo, da? Ai fost și sub bagheta dumnealui? Da. Era ia spune, a fost bine la orele dumnealui sau nu? Da, a fost bine. De la 7 ani a făcut pauză? Nu, cânta muzică populară. Muzică ușoară. De ce? De ce ai trecut tu pe partea asta? Pentru că îmi place mult mai mult muzica populară. Și mă regăsesc în ea. Așa este. Hai să vorbim puțin și de întâlnirea ta cu doamna Mioara Voicu, un om excepțional din showbizul românesc. Ai făcut cum ai făcut și ai dat mâna cu doamna Mioara Voicu. Dom'le, când dai mâna cu doamna Mioara Voicu, dai mâna cu succesul. Cine o atinge pe doamna Mioara Voicu, ajunge în top 10 România. Aplauze, vă rog frumos. Aia este. Televiziunea noastră, postul național generalist Țara TV, a promovat-o pe doamna Mioara Voicu sub toate formele posibile. Pentru că dumneai merită, este o păstrătoare și conservatoare și promovatoare a talentului național românesc. Aplauze, vă rog frumos. Aplauze. Mie,
A este. De 2 ani jumătate noi colaborăm cu dumneavoastră și cele mai frumoase ediții au fost realizate în colaborare cu domnia sa, vorba Anei Ciulpan, care e vara ta. A zis așa, și că excelența sa, doamna Mioara Voicu, și vorba aceea chiar este. Aplauze, vă frumos, pentru toți oamenii excelenți care au avut de-a face cu noi și cu postul nostru. Mai vreau să salut și pe Geta Stoica. Geta Stoica a venit toamna, am tăiat porcul. Geta Stoica taie porcul în noiembrie, nu-l taie în decembrie cum taie alții porcul. A băgat deja la garniță, eu nu știu ce înseamnă garniță, dar ea are o garniță atât de mare încât a tăiat porcul din noiembrie și noiembrie încă îl bagă în continuare. Da, are multă carne, are multă untură. Cea mai bună carne acolo la doamna Geta Stoica. Hai să vină Selin Ozer, mulțumesc foarte mult pentru lămuriri. Selin, hai să vorbim 2, 3, 4 faze. Selin, e totul ok? Da. Da, știu. Hai să ascultăm și piesa lui Selin Ozer și apoi continuăm cu întrebările indiscrete la King Show, sezonul al treilea, Estrada TV! Nekačak, nekeček, ne tuzak. Ema lopci lalon, hej, hej, pepsi se. Doska lalum, jošta. Am ne mane, veselinini, gičerini, tek doseta nama. Boše i veda, krišeninini. Ne dir buhale, radijači je ter. Nekačak, nekeček. Ne tu sac, e am lovți la lon, hei, hei, Pepsi sec. Sonu mendali se niniș, da i se ne lai lai cum șuc. Anki ki da tam ne sper bu, miș, miș, miș de muș, muș, muș. La 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 la. Excepțional, excepțional, Selin Ozer, din ocazie Shakira. Bravo, Selin, știi care este... Bravo, ai stil vorba aceea. Știi care este tema emisiunii noastre de astăzi? Ziua recoltei la curtea domnească. Ia spune, ce ai cules tu? Ce a fost mai bun la tine în grădina anul ăsta? N-am grădină. Poftim? N-am grădină. Ai bunici? N-am grădină. Da, ai bunici. Am bunici, da. Unde locuiesc dumnealor? Unul în Italia și altul aici. Unde aici? La bloc. La bloc? O, loc pe bloc, nu poți să faci nimic, nu? Adică, care a fost recolta? Înseamnă că voi cumpărați tot de la supermarket, voi n-aveți nimic
N-aveți nimic pus la borcane, nu? Adică pentru anul ăsta. Da. Înseamnă că aveți bani. Oamenii care nu pun murături înseamnă că sunt foarte bogați. Ei, dar cumpără murături, te rog. Cumpără murături, te rog frumos. Măcar cumpărăm, adică... Piesa cui? Mai băgăm o piesă acum? Ilona. Ilona, vină încoace, Ilona. Uh-huh. Ilona, fii atentă, vină încoace. Îți place de Ilona? Voi vă cunoașteți? Da, normal, de da. De unde vă cunoașteți? Sunt colegi, suntem colegi la școală. La Dinului Pati? Da. Sunt colege? Amândouă. Mamă, cele mai frumoase fete din România au ajuns la Dinul Ipatie, adică mie vine, vreau și eu. La 6A, ea e la 6B. Auzi, dar băieți frumoși sunt acolo la Dinul Ipatie, asta vreau să știu. Nu, sunt, ci că sunt băieți uriți. Doamna, de unde știți? Sunt băieți urâți la Dinul Ipatie, aia. Dar fetele sunt frumoase. Da. Pentru cele toți cei care sunt interesați. Vreau mai frumoasă ca azi. Aia este. Ilona, ce părere ai de pălăria Shakirei de România, asta verde? Este foarte frumoasă și foarte așa mai de vară. Chic. Adică ea e foarte chic. Hai să spun o chestie, ea e foarte supărată pentru că și-a pierdut o pălărie în cât? În 2-3 octombrie? Da. Și-a pierdut o pălărie, domne, care era roșie cu dungă neagră, vorba roșie, Gia. Albă cu pătrățele negre. Albă cu pătrățele roz. Nu. Albe cu pătrățele neagre. Bă, n-ai găsit-o? Nu. S-au furat o duș. I-au furat-o dușmanii. Pe... Cum facem să o găsim? Cum facem să-i găsim pălăria Shakirei? Asta e întrebarea. Ea fără pălărie nu poate să stea aia și iarna poartă pălărie. Și noaptea o visez. Aia este, iarna nu-i ca vara, dar Shakira poartă pălărie. Aplauze, frumos. Adică, auzi, am înțeles că ai scos pilota de iarnă, e adevărat? Da, nu te mai belești în cearceap ca înainte. Nu mai. Nu. De unde sunt pantofii ăștia atât de frumoși? De la colecția lui Cătălin Botezatu. Aia înseamnă să ai bani, te îmbraci de la Cătălin Botezatu. Adică eu nu mă vreau. Pălăriile tot la fel. Pălăriile la fel. Adică, dar ce facem noi cu pălăria aia, spune-mi? Nu știu. Cum o recuperăm? Mă, tu ai senzația așa că ai ști de unde a venit la care a luat-o? Nu. Nu. Din stânga sau din dreapta? Nu știu. Era din centru, nu? Din adică, centru. Aia, din centru. Da, nu vom găsi niciodată. Aia este. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și în această ediție, care s-a intitulat Ziua Recoltei la Curtea Domnească! Eu nu știu ce a cules cu toții acum în toamnă, care a cules, care n-a cules. Ideea este că în jurul nostru sunt oameni frumoși și că vă invităm și săptămâna viitoare la o super ediție King Show, cea de-a 41-a ediție, adică din cel de-al treilea sezon. Aplauze, vă rog frumos! Și în aplauze dumneavoastră va cânta Ilona Amirloae. Iar noi ne întâlnim săptămâna viitoare la orele 18, iar astăzi, de la orele 20, va intra în direct domnul Serian Furga cu super emisiunea Fabrica de Sănătate!